ta ta căpriță ța, te-am adus din Africa, te-am... Ce ai primit, Babi? Bună tuturor! Astăzi este un zi așa de frumoasă pentru că ne-am primit un pachet din Olanda. O, ce ne mai place de la nivel de traficat, am primit acest pachet, pachet. Și știu exact de la cine e asta, e din mama mea. Oh, da! E din mama mea și am avut un pic tensiune cu pachetul ăsta pentru că curierul în Olanda a făcut o greșeală, dar mulțumit de curierul aici în România, tot a fost ok și am primit. Wow, cât de mare este această cutie, sincer. Câte kilograme? Ce greutate are? Este greu ca Charlie. E ca Charlie, are în jur de... Nu, e mai grea ca Charlie, are 8 kg, nu? Gross weight, 4.6 kg? Sau cât? Nu, asta e numai cuție, dar... A, cutia. Dar e mai mult decât. E destul de grea. Și nu știu ce este înăuntru. E din NL. Netherlands. Bineînțeles, nu... Ce crezi, Franța? Pentru că numele meu e clar. Dar ce să facem cu pachetul acum? Este un pic de decorațiune în casă sau... Hai să-l desfacem, să vedem ce are în interior. Ta-ta-ta-ta-ta! Wow! Trebuie să spun ceva despre soția mea. Îi plac foarte mult cadourile și îi place foarte mult să deschidă cutiile. Orice fel de cutie, dacă are ocazia să o facă, o deschide. Uitați-vă cât entuziasmată este, doamnelor și domnilor. Oh, ce nu mai place! Da? Oh, aleu! Hai să vedem ce mai este din... Wow, wow, ce avem noi aici? Priviți, doamnelor și domnilor, e plin acest pachet de pachete. Ce e, Babi, o inimioară. Wow, decorație, nu? Frumos, ia să vedem. Nice! E decorație sau pentru bate, pe tine? Și asta este un card. For Aunt Lieferts in Sibiu. Pentru dragii noștri din Sibiu. Nu? Foarte frumos. Vedeți că știu limba olandeză. Am emoții acum. Uite, și mama mea, ca un femeie de 62 de ani, are... este cu emoji. Cu emoji. La mulți ani, plin de iubire, sănătate și fericire. George și Claire, sper că voi aveți multe distracții cu de toate care este în boxa asta. Multă iubire și îmbrățișare. Și îmbrățișări. Da. Fierbinți. Sau sărători fierbinți, îmbrățișări calde. Ok. Hai să începem. Avem. Ce este acesta? Un fel de... Volclor în Havermat. Oatmeal, da, îmi place foarte mult. E foarte sănătos, plin de fibre. Arahide. Arahide, doamnelor și domnilor, foarte delicios. Preferata noastră, Liha. Milk bread. Îmi place așa de mult, are așa de multă amintire pentru mine. Pentru că în timpul în care eu merg pe școală primară, fiecare dată am mers cu asta. Oh, delicios, doamnelor și domnilor, foarte delicios. Foarte tare. Palete de ping-pong, doamnelor și domnilor. Noi ne place ping-pong-ul, așa, ca să știți și voi, ca sport. O, da, uite. Și mințiuțe de ping-pong, da, ia uite ce frumos. O, să facem un videoclip în viitoare în care nu facem ping-pong. Avem, aileu. Coffee cookies, adică fursecuri de pentru cafea. Astea sunt Vechers Chocolate Rolliches. Deci asta este o tradiție pentru Revelion. Da. Și astea sunt variante cu ciocolată. Oh, da. Înăuntru. Uitați. Dar și tu pune frișcă în centru. Cu frișcă, da. Și sunt specifice în Olanda pentru Revelion, pentru sărbători din astea. Oh, oh, ce avem noi aici? Jocul nostru din Olanda preferat? Monopoly. Alt joc? Incredibil, Levensweg sau Calea Vieții. Și este jocul nostru. Rode Splintlinsen. Linte roșie, da. Din Olanda, mie îmi place foarte mult. Asta ce este, Babi? Het ultime studenten cookbook van pasta tot Pannenkoek. Este un carte al meu, deci da. Am cumpărat pentru că am crezut poate o să gătești ceva. Nu, dar te învață aici, e foarte frumos și e ilustrată cu o grămadă de ingrediente simple. Da, e foarte simplu. Uite, wow. Cum se fac guacamole. Exploding Kittens, un alt joc foarte super.
a card game, un joc cu cărți și astea. Cărți! Cărți! România, Dracula, cu tourist game, game cards, right? Da. Tourist game cards, unique places, cu locuri unice din România pe cărți. Werther's Rolliches, de astea sunt originale, fără ciocolată, da. Tot așa se umple cu o grămadă de frișcă și se mănâncă la sărbătoare. Noi le mâncăm pentru noi întotdeauna sărbătoare, nu? Bineînțeles. Așa că n-avem nevoie de... Vreau să stau cu asta până 2023. Altul, serios, Werther's, Kneipertjes. Da, asta este că asta are un form rotundă. Da. Și asta este un formă ca bafă. Ah, ok, am înțeles, da. Dar nu e o problemă pentru mine. O să mănânc de toate. Oh, nu. Romuladă, doamnelor și domnilor, sosul lui Claire preferat, pe care îl mănâncă cu carne sau pește sau cu alte chestii, chiar și cu, de exemplu, ouă prăjite. Îmi place asta foarte, foarte mult. Chestia amuzantă este că asta nu este din Olanda, este din Germania și părintele meu, deci mama mea și tatăl Friedrich, stă lângă granița Germaniei. Și ei au cumpărat asta pentru noi. Romuladă, doamnelor și domnilor, foarte delicios, priviți. Oh, nu, frișcă de la Campina. Echte Slachrom. Adică cea mai adevărată frișcă. Iam, iam. Îți vine să plângi, babe. Uitați-vă cât de emoțional. Uite cât de frică este. Da, sunt emoțional. E înghețată, nu? Da. Wow. O preferată noastră. A Canel Sauker. Zahăr cu scorțișoară. Zahăr cu scorțișoară, baby. Ne-am place așa de mult. Nu se poate. The Router. Sau Router. The Router sau The Router? The Router. The Router. The Router înseamnă că cineva care este sub calul. Ah, adică călărețul. Da, asta sunt preferate lui George. Oh, nu se poate așa ceva, doamnelor și domnilor. Și cățelușa noastră a primit niște bunătăți de la bunica din Olanda. Bunica fiind, bineînțeles, soacra mea. Charlie! Uite ce era. Uite, papi, vezi? Oh, cât de atent este, doamnelor și domnilor. Dar abia așteaptă. Hai să-ți dau ceva, uitați, doamnelor și domnilor, aici un delicios de așa. Uite, hai să-l dăm lui Charlie să-i vedem reacția, doamnelor. Wow! Dă-l înapoi, dă-l înapoi. Nu vrea să-l dea. XXX Kisses, ciocolată foarte delicioasă. Nu se poate, doamnelor și domnilor. Helas, Pindacas. Este, cum se numește baba asta? Peanut butter. Este unt arahide. Unt de arahide din Olanda. Bineînțeles, unt de arahide și există aici. Și brandul cel mai famos este Calfe. Dar pentru mine și pentru George, cred, asta nu este brandul nostru preferat. Noi ne place cel mai mult brandul asta pentru că e naturală. Oh. Și a făcut numai, conține numai de arahide. Dar este așa de... Wow! Și chestii pentru George! Ia să vedem. Ce am eu? Pentru mine ce? Nu pot să-mi dau seama. Infrared Remote Control. Pentru? Pentru camera ta. Oh, really? Ok, adică să facă poze și asta. Eu am cumpărat asta pentru George. Ah, cum știu ce este? Da. Ca să fac poze, să nu apăs pe timer și astea, să fac, da. Să-l țin în mână și pac, am făcut poza. Deci am foarte tare, mulțumesc mult. Să preparește un pachet. Uh-huh. Nu știu ce pune mama mea în pachetul ăsta, dar am spus, am niște chestii pentru George, te rog, pune-o în omul. Mulțumesc mult, baby, dă pupic. Și asta tot a mea este? Da. Oh, aveam nevoie de așa ceva, doamnelor și domnilor. Lens cleaning tissue paper, o hârtie specială pentru a-mi curăța lentilele de la cameră și așa mai departe. Sunt foarte greu de găsit și în România nu le-am găsit, în Olanda sunt extrem de bune, extrem de bune. Mulțumesc, babi, pune înapoi să nu se prăfuiască așa astea. Mulțumesc, babi. Deci asta a fost de toate. Astea a fost de toate, gata? Nimic? Da. Wow, goală. Masa este plină de deliciosim, doamnelor și domnilor, priviți câte lucruri frumoase aici. Ia, uitați. Așa de bogat. Și doamnelor și domnilor, acesta a fost videoclipul nostru în care soția mea și cu mine, bineînțeles, ne-am bucurat foarte mult de pachetul pe care l-a trimis soacra mea, frumoasa, așa. Pe care o iubesc foarte mult. Așa. Și nu este un sarcasm. Spui dankjewel, mama. Dankjewel, mama. Așa că vă mulțumim foarte mult pentru acest videoclip. Nu uitați să lăsați un like și un subscribuleț. Avem și, bineînțeles, Instagram și Facebook cu același nume, George și Claire. Da. Și, bineînțeles, ne vedem data viitoare. Mama, și kijk heel erg bedankt. Love you. Heel erg bedankt, mama.